Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit după un concediu numeritat, dar nevoit. Am fost pe moarte, pe bune, serios am crezut că mor. Dar acum sunt aici și am pentru voi un nou episod din seria voastră preferată, Cumpăra vs. Gătit! M-a inspirat noul produs de la Taco Bell și anume Naked Chicken Taco și vreau să-l fac eu acasă și vreau să-l testeze Andrei Moldovan, pentru că da, el este invitatul special de astăzi. Dacă nu știți pe Moldovan, e bine, nu vă uitați la noi de mult, pentru că este acolo, în vlogurile vechi, împreună cu noi, ne distrăm. Și ne distrăm și astăzi, pentru că o să guste din... Everybody's so creative! Bine, puiul meu tocmai a fost livrat din Siberia și n-a avut timp să are jet lag. Eu am un air fryer. Vreau să le fac cunoștință, să văd dacă se înțeleg bine. Nu serios acum, dacă unul dintre voi are vreun hack cu decongelat repede, pentru că eu mereu vreau să gătesc, dar niciodată nu vreau să gătesc înainte să vreau să gătesc, ca să pregătesc ce vreau să gătesc, înainte să mă apuc să gătesc ce vreau să gătesc. Înțelegeți? Așa că dacă cineva știe un hack de a dezgheța chestii înghețate mai repede, nu-l țineți pentru voi. Nu mergea. Defrost 90 de grade. Știu ce nu o să mă fac niciodată. Carmangerizul ăsta. Carmangier. Te rog, mergi. Te rog, te rog. Acum e doar transpirat. Dar nu știu de ce pun atâta, oricum. 5 more minutes. Mă foarte prost dispune salata asta, că arată... arată ca mine după 5 ani de facultate, care se făcea 3. Doamne, când te-am rugat să-mi dai răbdare ce ai făcut? Tai pietre. Inima mea când o tai. Trebuie să bătute și nu știu dacă am bătutor. How do you say bătutor in English? Ciocan. Schimbare de plan. O să-l fac slim fit. Și mai pun 3 minute, că pare că îi place, sincer, la solar. Mi se pare că e cam încordat și vrea să se mai înmoaie. Dacă nici acum nu te dezghieți, gătesc înghețat de pui. Pune asta gata, o să caut obiectul forței brute. Vinovat. Aici, de aici, să-ți trag o bătaie. Oh, oh. Nu contează, știți care e faza, bătaia încălzește. De la un timp vreau să fiu și aesthetic. Țac. Uite, vedeți? Asta e mic, simpatic și dezghețat, exact ca mine. A, nu trebuie să aplici forță. Super! Slim ca mine, după ce n-am mâncat 5 zile că sunt bolnav. Ești tare încolo. Zi acum, zi! Scuze. Noi, în teorie, eu cred că fac excelent ceea ce fac aici. Taco Bell, dacă vezi asta și se pare că mă pricep exacerbat de puternic, sună-mă. Mă uit, tot uit la poza cu Naked Chicken Taco și pe lângă că mi-e frică că nu o să pot niciodată să fac așa ceva, nu înțeleg ce este aici. A, este cașcaval. Ok, cred că avem cașcaval. Mai are roșii, salată, ceea ce avem aici și un sos. Știu sosul de smântână de la Taco Bell. Nici o șansă, nici nu mă complic. Pot să pun, probabil, maioneză. Cea mai grea parte o să fie forma de taco pe care trebuie să dau jnițelului. Doar că eu am terminat 12 clase, am făcut 7 ani în facultate de 3 ani, ca să-mi dau seama din start că știu cum să fac aceste jnițele să aibă formă de taco. Trebuie să mă grăbesc, că o să vină moldovan. O să bată ouăle astea cu o secundă de sare. Știți deja procesul, că am gătit o lună întreagă. Bun, piper. Așa, sare. Așa, sare și aici. Uitați de vă minunați. Băgăm în huevo. Așteptăm 2-4 săptămâni să curgă tot oul. Adică nu chiar tot, că avem nevoie de el, că nu l-am băgat în nou, degeaba de proști.
Bun. Ce? E identic. O să fac două, ca să fiu sigur că e ok. Și mai las două în cazul în care le greșesc să le fac altfel. Am pregătit cu tact, inteligență, ardoare, neputință, nu mai știu cuvinte. Deci am pus sub o tavă în care o să curgă ce curge. Iar deasupra, adică pe acest grilaj, intenționez, da? Asta e consemnat. Intenționez a așeza acest pui. Uite așa. Ce aveți, mă, dă merge. Cum ar trebui? Așa. Ok, bun. Și... ce fun. Am uitat de făină. Crezi că puneau făină? Alo, Taco Bell, folosești făină? Să pun făină. Un șnițel legat de făină, ou și pe smet. Iar asta e șnițel. Da, mă, pun făină. Ce fac? Puteți să mă consemnez, că nu sunt de capul meu. Făină, ou, pe smet. Acum are mai mult sens. Parcă puțin. Nu știu. Nu știu ce fac. Așa. Gen, o bag de două ori în ou și de două ori în pezmet. Cum fac bogații, practic. Așa, o dată. Și a doua. A devenit foarte mare. Gen, imens. Nu știu cât de bună a fost ideea asta, dar știți care e faza? Eu merg până la capăt și susțin ceea ce am susținut din start. Super. Vai, vai, vai. Ah, m-am ars. Yummy. Așa arată, vedeți? Naked Chicken Taco. Ăla e sora rebelă. Ăștia, unul e ok și unul e, mă rog, dar arată ok. Probabil o să dureze ceva, o să-i las acolo. Mă iubește? Nu mă iubește. Nu mă iubește. Mă iubește? Nu mă iubește. Asta e bună. Deci nu mă iubește. Bun, în mijloc arată bine. La suflet e bună. La mine e freestyle tot ce vedeți. Moldul, dacă simți un cotor, închiși tu ochii. Ah, oricum e închis. E destul de satisfying să tai salată. Tata această salată pentru două șnițele. Știu că trebuie să fie cuburi. Asta e tot ce știu. Geometrie. Te rog. Ah, dar mai știu că trebuie fără zeama asta, sâmburi. Trebuie, dar nu reușim, așa că... scuze. Sunt prea mari, frate. Vă înțeleg de ce dați un subscribe. Super, îți plac cuburile mele. Hai că nu ți le chiar cuburi, dar nici eu nu sunt chiar bucătar, să mă las în pace. Cine să te las în pace? Roșia. M-am prins pe unde taie, uite, taie pe aici. Are doar o zonă unde taie cuțitul ăsta, că de ce să avem cuțite bune la studio? De ce stau mai mult la o roșie să fac cuburi decât de asta la șnițelul ăla să-l dezgheț? Eu cred că-s destule și dacă n-ar fi oricum nu mai fac, nu mai duc fizic. Știu că brânza folosită de Taco Bell este ce, dar n-am. Efectiv n-am și am parmezan și pot să-l folosesc pentru că îl am. Sper doar că moldovan nu a mai mâncat Naked Chicken Taco și nu știe brânză din ea, din el. Ceva fantastic. Sper doar că nu s-au ars. Mamă, ce nefericițele sunt. Mamă. Mi-e frică de ele. Ok, tu ai potențial. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't. N-am energia necesară, așa a vrut universul. Nu o să-l arunc, mă duc acasă la pisică. Sigur se bucure, oricum n-am mai mâncat Naked Chicken Taco. Bine, după ce mănâncă pe ăsta nici nu o să mănânce Naked Chicken Taco, dar la mulți ani o să-mi mulțumesc. Am ajuns la partea mea preferată și mai o zină. O să-l fac pe ăsta, că e mai civilizățel puțin. Așa. Așa. Roșii. Hai mă, că e urât, dar gen, forma aia e, trebuie să recunoașteți. Noi nu? Ok. Aici avem ceea ce am făcut eu, nu că nu seamănă, nu sunt din aceeași galaxie, efectiv. Iar aici avem Naked Chicken Taco, de la Taco Bell, care arată cam izboboc pe lângă ce am făcut eu. Pot să recunosc din start că n-am nicio șansă episodul ăsta, dar sper că îi place lui Moldovan și ce-am gătit eu, că dacă nu-i place, paie. Vreau să apreciați că Moldovan și-a făcut freza să semene cu mine în vlogul meu. Măcar atâta. Măcar atâta, dacă priceput la gătit nu ești. Chiar mă pricep la gătit. Am încercat să faci Naked Chicken Taco acasă.
Nu. Atunci nu te pricep la gătitași. Nu, dar curioză că ți-e reușit. Curiozitatea a omorât pisica și pe tine te strileg la ochi acum și nu știu ce. Ei, tu crezi că vine la tine în clip nepregătit? Asta e o premieră, prieteni. Nu, deci după ce am văzut clipurile în care Alex își leagă invitații cu șosete și alte chestii. Hai, de prin casă. Hai, dar asta a fost în 2020. Nu, eu vin pregătit. Oh, nu, o să strici freza de Alex și bani. De pace. Vezi că ți-a luat o minge, prinde-o. Nu! 3, 2... Nu! Ești gata? M-am născut gata. Le ai în față. Așa. Mă, e foarte stresant să fii invitat în chestia asta, că nu știu niciodată ce îmi dai să mănânc, mă ia așa cu călduri. Exact, dețin control absolut, ceea ce e super. Ai în față două produse, unul în stânga ta, unul în dreapta ta. Ești stânga sau dreptaci? Nu mai știu unde stânga și... cu asta, dreptaci. Ok, atunci încep cu stânga. În fața ta acum și urmează să guști. Mi-e frică. Arde. Urmează să guști din produsul, scrie pe ecran. Eu tot timpul miros, înainte miroase super bine. Miroase bine. Mulțumesc. Stai să prind mai mult din ingrediente. Stai să-l prind pe ăsta. Ce? Asta îmi place foarte mult și dacă l-ai făcut tu, nu știu ce să zic. Sunt de acord. Sunt de acord, dar sincer, miercurea nu e ok. Ziceam că poți să pui subtitrare cu păstări, mănânc tot. Sorry. Deci îmi place, sper. Nu știu, e ceva ce n-am mai mâncat. Băi, cred că este inapropriat să spui așa ceva, pentru că... Te întrebam dacă ai un șervețel. Sau nu știu, m-am urtat, nu știu. Aie! Ia! Hai, te descurci. N-am șervețele, mă, de unde, că sunt la studio, aici avem reflectoare, cameră, Naked Chicken Taco. Deci dacă crezi că ai făcut de tine, da, mai faci două, da, minim. Da, ce ai? Eu știu. Am adorat tot. Și eu. E gata pentru a doua sau mai intră? Dacă a doua îți place și mai mult. Dacă a doua îmi place? Da. S-a schimbat lumina, stai așa, mă rog, lasă așa. Ce? S-a făcut lumina mai caldă, zici că suntem la apus acum. Păi m-am fierbântat de la asta, e super bun, 10 din 10. Super. Ce? Am atins ceva? Au, m-am țepat. Ei, asta e arici. Pe ecran. Sper că doare. Pe ecran scrie că ăsta este cel... Ah, mișcă! Cel agresiv. Băi, ăsta e viu, dar cum e? Ah, ce? Sunt două. Asta poți să le mănânci pe amândouă. Și pe care recomanzi? Pe ăla din mijloc. Miroase a pește. Dacă tu pe eu, ce e cu frica asta deodată? Așa am mușcat și la celălalt. Stai să vedem. Iac. Deci, stai să-ți explic. Știi că ziceam că miroase a pește? Nu știu ce să zic. De la... Maiezină. Are o maioneză asta ceva cu pește. O fi aioli. Ia zi, notă plus părere. Nu știu, salată tăiată cu picioarele, așa, bucăți, nu... Ce brânză e asta? Spuneam eu de brânză, da. Nu mai zic. Știi cum mergi la nunți, deja o nuntă, și ești așa un șnițel din aia cu salată de varză? Să știi că am invitat toate nunțile cu succes până acum. Deci este sper efectiv. Să păstrez tradiția în continuare. Mai au o gură, dar e groaznic. Și așa te doare, efectiv, mi-am tăiat tot cerul gurii, nu știu ce, înțeapă, doare, mișcă, miroase a pește. Păi, pur și simplu nu te plac și am vrut să te omor pe video. No, eu. Poți să dai la jos, că gen, nu mai ai oricum nici, nu mai ai ce să ai compari. Scuip, da. Ia de ce bine arată. Doamne, ferește. Uscat, doare, miroase a pește, salata asta, nu. A, știi care e problema acum? Ce? Aș fi avut și o poftă de un Naked Chicken Taco și am luat doar... Asta e, mi-am dat seama că ăsta probabil l-a făcut de tine. Cred că era evident, l-a îngropat. Totuși. Adică oricum, să fim serioși, n-aveam nicio șansă să-mi iasă. Nu. Deci uite, nu. Ăla are formă perfectă, n-am condimentele nici sare, n-am sosurile. Nu, să te lași. Asta să nu mai faci niciodată. Bun, deci puteți să începeți să-i dați cancel în comentarii chiar acum. Sau vă fac eu giveaway și vă trimit chestia asta să vedeți că nu se poate mânca asta. Deci, Doamne, am explicat, mi-e rău, cu datele probleme pe care le-am avut. Eu am făcut brici din, știți voi. Da, brici, ai făcut din gâtul meu și papilele mele gustative, brici. Și tu n-ai gustat? Dar ce, ești nebun? Nu, din ăla taco chicken. Din ăla aș fi vrut să-ți dai seama. N-ai gustat, că l-am pătit pe tot.
No, sorry. Păi vrei să... Da, o fugăm. Serios? Ar vrea? Ok, mergeți mănânc și-o. Nu făceam eu asta niciodată așa. E foarte bun. Prieteni, ăsta a fost vlogul de azi, sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like dacă da. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, aici. Pe Moldovan, aici. Nu încercați să faceți naked chicken în taco acasă. E misiune imposibilă. Dar în Taco Bell e foarte bun. Ok, ne vedem săptămâna viitoare, pa! I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song.